ce preaședinții din Consiliul Coordinare de Legi în luna ianuarie. Domnul președinte, vă rog, aveți cuvântul. Președința noastră este etat și participă și șeful de post. Probabil va fi o regulă acum, fără să participe la fiecare ședință ordinară. Poți, domnul președinte. Da. Domnule, domnul președinte, domnule președinte, regim la cei președința. Aș vrea să fac niște prezentări în legătură cu desfășurarea ședinței legate de ordinea de zi care o avem în cadrul Consiliului. Reglamentul legea 215 privind funcționarea Consiliului Local și Consiliului Local și executivul are toate 215 din 2001. Acolo prezintează că președintele stabilește timpul de intervenție a fiecărui consiliar local de la 3 la 5 minute. Ca să nu merg eu așa în ordine, ca să ne înțelegem să desfășoare legat de obiectul muncii la consiliul local. Deci, fiecare consiliar are cuvântul 3 minute. Eu spuneți provocare dacă dumneavoastră o să doriți, o să vreți, sau o să mă la 5. 2. Lipsa nemotivată la mai mult de două ședințe ordinare, consecutiv, încetează mandatul de consilier local. La președintele de consiliu, deci se stabilește timpul care am zis 3 minute. Este interzis profanarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenți la ședința asupra persoanelor aflate în sala de ședință. Se poate întrerupe ședința. Se poate întrerupe ședința, dezbaterile sau sunt anumite sancțiuni care să vă rog să le prezint așa în mare, pentru că sper că ați citit legea 215 cu toată lumea. Deci, avertisment, retragerea cuvântului, eliminarea din sala de ședință, excluderea temporară de la lucrările Consiliului, atât pe comisii cât și în comisii de specialitate, cât și Consiliul. Retragerea indemnizației, adică indemnizații de ședințe pentru una sau două ședințe. Sancțiunile prevăzute la aneatul 1 litera E, vă rog să vă uitați fiecare să vă documentați care nu sunteți încă n-ați citit regulamentul de funcționare a Consiliului Local. Vreau să mai precizez că consilierul care provoacă anumite și nu sunt legate de subiect în cadrul ședinței Consiliului Local, poate fi propus de primar, de domnul primar, de domnul președinte al Consiliului Local, care conduce ședința, să fie eliminat din ședință. În cazul că se opune sau se întrerupe ședința sau apelăm la organele locale pentru al putea desfășura ședința în bune condiții. Am ținut să prezentez asemenea probleme, pentru că noi am ajuns chiar de bazocere, nu știu cum spun eu, dar de o persoane, nelegat de subiectul care este subiectul ședinței Consiliului Local, făceau diferite discuții în afară. Și de asta am spus, sper să meargă ședința și să pun la vot, în primul rând, pentru timpul de 3 minute sau 5 minute pentru fiecare consiliar. Și o intervenție la a doua intervenție după cele deodorate la unele discuții care sunt între consilieri. Eu, dacă permiteți, să-și pune la vot, dar suntem de acord cu 3 minute sau 5 minute legat de subiect. Spun la vot. Dumneavoastră, spuneți, care trebuie să-l cești? Trebuie să-l cești? Pentru 3 și pentru 5. Păi eu vă spun, la dezbatere dau cuvântul, dar timpul, atât.
Ori 3 sau 5, ne limităm la subiectul care sunt în timpul ăsta 3-5 minute, atât. Cine este pentru 3 minute? Uite, vezi, uite, asta, uite acum, deodată, eu vorbesc de persoanele de astăzi și vorbesc neîntrebat. Nu vorbim neîntrebat, eu am spus la vot, cine este pentru 3 minute? Vă rog dacă sunteți de acord. Nu de respectați legea, domnule. Legea 215? Da, legea 215 trebuie să pun spre dezbatere, după care putem la votare, nu? Eu am propus. Spre dezbatere, după care votăm. Nu e nicio problemă. Asta e capitolul. E capitolul din conversație, ești prost. Dacă permite să trec la subiect. Eu legea am dat și las-o să mă citesc, domnule. Am citit-o și v-am spus ce prevede legea. Dezbatem și votăm. Este organ deliberativ. Da, la vot. Asta a fost în afara președinței de azi. Eu am fost înainte de acea președință. Eu ce am spus atunci din legea 215 și cu asta a terminat. Supuneți dezbaterii. Da. Uite, domnule, cât ori nu mai pierd 2 minute. Cine are de comentat asupra timpul care l-a propus de președinte? De comentat. Nu de comentat. E dezbatere. Poftim. Hai ca să o luăm corect. Ca să nu ne... Să nu zici cum e tine, nu dacă suntem. Vreți, să spun un punct de vedere, nu altceva. Atât, punct de vedere la subiect. Da. Eu, ca și consilier local, nu văd normal de a îngrădi dreptul la liberă exprimare. Nu întâlnim o dată pe lună, nici atunci nu putem vorbi. Să punem la subiect, cum a spus dumneavoastră, nu batem câmpii. Dar dacă... Și așa nu se vorbește, nimeni nu vorbește nici un minut din consiliul local. Dar când ai ceva de spus... Fiecare consilier are răspunderea lui și cu asta a terminat discuția. Dacă ai ceva de spus, la subiect, concret, poți să spui 5 minute. Ok, asta e subiectul meu. Gata, am terminat, am înțeles, ai spus, cu asta trecem la ședință de azi. Stimați consilier, vă facem cunoscut pe data de 23.01.2014, ora 13.15, sunteți convocați la ședința Consiliului Local Scobici, pentru că, în conformitate cu prevederile articolului 39 alineatul 5 din legea 215/2001, privind administrația publică locală, să participați la lucrările ședinței de lucru ordinară cu următoarele ordine de zi. Raport privind starea economică, socială și de mediu a comunei Scobici. Diverse. Dacă mai sunt ceva propuneri. Ziceam, dacă îmi permiteți, jumătate de minut. S-au întrunit comisiile respective economic și administrativ pentru a dezbate și cifrele de buget venite. Da. Și domnul, aveți rapoarte, am înțeles. Avem, și cealaltă administrativă pentru proiecte pe drumurile. Deci trebuie băgat în ordinea de zi, cerem aprobare, domnul președinte, și termin să fie incluse și aceste puncte. Asta da. Da, asta am zis. Da? Dacă permiteți, la ordinea de zi, mai avem 3 proiecte pentru prezentare. Deci, proiectul hotărâre numărul 64, având în vedere informare pe care contabilul primăriei Scobiți prezintă cifre de plan cuprinse în bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2014, în baza adresei numărul 663 de la 300 de ani de Franță, Publicia. Numărul 32 și posibil de țean, pe care și dumneavoastră le-ați dat la fiecare, nu? Deci, să aprobăm, să intre în ordinea de zi proiectul hotărârii de asta. Mai avem un proiect hotărârii. Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului de investiții și dezvoltarea infrastructurii legate de drumuri agricole de exploatare cu la Scobiți. Mai avem un proiect privind aprobarea instrumentării de investiții modernizarea drumului local în comuna Scobiți, Iași, lungime de 9 km. Și o să mai avem, pe ordinea de zi. Nu, spuneți la vot astea, domnule președinte. Deci ne lăsați la voi, că sunt niște adrese prin care doar vă face... Cunoscut. Da, și o să le prezentați. Supuneți la vot astea, introducerea în ordinea de la... Domnule președinte, spune la vot cele 3 proiecte, fie cum și vă... Supuneți dezbatere pe ei, nu care trebuie să spuneți.
Nu dezbatere, că asta este supunerea introducerii în ordinea de zi. Nu dezbatere. Dar nu sunt de acord, vreau să explic. Dar nu e de acord, nu e nici să votezi ordinea de zi. Vreau să explic de ce nu sunt de acord. Asta trebuie la tale. Deci, domnul președinte, deci... Noi să punem la vot pentru programul ordinea de zi lângă raportul privind starea economică, socială de mediu al Comisiei Comis și cele trei proiecte de dezbatere în ședința de asta Consiliul Local. Să pune la vot cine este pentru. Coapțele. Să pune la vot procesul verbal care a fost întocmit la ședința anterioară. Cine este pentru? Eu sunt împotrivă. Pe motiv că nu l-am văzut și nu știu ce pot ține așa procedură. Așa a spus el responsabilitatea. Deci, cele informate, să trecem, să dăm cu votul domnul primar, să reprezinte realizările de ședința anterioară fără grijă. Da, de la ședința anterioară și până prezent, pe raza comunei noastre, au avut loc următoarele activități și lucrări. Luni 20 ianuarie a avut loc licitația privind lucrările de modernizare a drumului local în satul Zagavia, între intersecția cu DC-145 și intrarea la școala Zagavia. Este vorba despre proiectul ăla din cadrul Gaului Belcești, unde suntem și noi prezenți. Și nu ne-a avut o licitație, urmă să, în zilele următoare, să se anunțe firma câștigătoare. De asemenea, de la ședința anterioară și până acum, vă anunț o noutate pe care țineam mai de mult să aibă loc. În zona primăriei avem sistem video monitorizare cu 7 camere de luat vedere, 4 camere exterioare și 3 camere interioare. Acest sistem funcționează, urmând ca în viitor să le extindem în intersecțiile principale din comună. Așa cum spuneam, în Sticlăria, în Băgeni, intersecții la Zagavia, la șoseaua principală și în alte puncte. Important este ca să nu avem acest sistem video aici la noi. S-a transportat material petros pe mai multe drumuri, inclusiv pe drumurile din cadrul publică, pe drumul județean la Sticlăria și pe drumul comunal de la Zagavia. Deci s-au transportat aceste drumuri cu piatră, care sunt pavate cu piatră publică, am transportat roi de carieră și peste el am pus un sol mic și a ieșit destul de bine. De asemenea, s-au transportat mai multe cantități de material petros, roi, refuz de ciur și refuz de ciur concasat în mai multe zone din comun. Avem lista aici, dar o să o prezentăm mai pe larg atunci când vom analiza căile de acces. Dacă vreți să-i dăm citire și acum, dar dumneavoastră probabil știți deja unde s-a transportat și unde nu. În zona drumului comunal 145 am făcut lucrări de amenajare a zonei pietonale de la podul Bahruiului și până aproape de intersecție la Ceuncă Mircea. Avem de gând în viitor să facem zona, atât zona asta, cât și zona asta din centru, să facem proiect, să amenajăm o zonă pietonală gospodărească cu pavele sau cu beton, cu ce-o fi mai bine și mai trainic și soluție cea mai bună pe care o să o dea proiectantul. Dar acum, ținând cont de zona, de vremea foarte bună, am putut face, extinde zona pietonală în acea zonă, circulația fiind destul de
de aglomerată, circulația pietonală, mă refer, și exista pericolul, știu că există și acum, de a se face accident. O altă chestiune, s-au efectuat plățile la ajutoarele de încălzire, la prima tranșă a ajutoarelor de încălzire, nu știu dacă probabil s-au finalizat, urmează să se facă și celelalte plăți la tranșele următoare. La celor care au venit și au depus dosarele pentru o perioadă mai târzie și nu au venit banii în prima tranșă. Cam astea sunt activitățile și lucrările pe care le-am desfășurat de la începutul anului și până în prezent. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul primar! Domnule, dacă permiteți, o să trecem la ordine de zi. La primul de raportul Ministerului Economic Social, primul de raportul Ministerului. Ce să informez, ați avut materialul toți, raportul l-am făcut la mine, raportul Comisiei Economică pentru Ministerul Social și Economică, vreau să le prezint pe prezint, dar aveți toată vederea că e acum discurmiți la sfârșitul cu anul 2013. Domnilor, fiind după mine, domnul primar, v-am cuprins toate activitatea desfășurată în anul zilei 2013 și membrii Comisiei Economice au fost de acord să fie prezentată ședința Consiliului de astăzi pentru dezbatere și aprobare. Stimați consiliere, vă rog să mă știți la cuvânt, cu baza materialului care aveți, că sper eu că nu l-ați dori ca domnul primar să fie de raportul pentru toată lumea. Cred că l-ați citit, l-ați analizat, sau dacă vreți să vă primar să punctați câteva probleme din raport ca să poate o dare ceva sau să trebuie, consiliere, dacă nu s-o înțelege. Dacă-mi permiți, mai bine îl lăsați la urmă, să fie eventual răsnut. Da, sigur, nu, acum, mai bine așa, ideea asta zic, dacă mai sunt probleme deosebite, vreau să vă spun. Mă rog să vă scris la cuvânt. Ți-am spus, dar asta, nu avem voie să facem nici fel de discuții pe timpul ședinței, nu-ți face nimic. Da, suntem clar, deci trebuie să-i spui tu, el nu știe interesant. În legătură cu raportul de activitatea Adică am cerut scuze. Ți-am spus că n-am observat. În legătură cu raportul de activitate a salariaților din primărie, bănuiesc că despre acest lucru este activitatea primarului, care îl consider, eu știu, cel puțin în comparație cu alți ani, când, sau cel puțin am trecut când domnul secretar nu era la subiect și lovea o poziție ca și un veritabil om politic, anul acesta s-a înscris cel puțin cât de către în subiect. Și mi-am notat eu aici câteva lucruri la activitatea bibliotecii. Așteptam să vină din ședința trecută, că mi s-a promis că o să vină cu explicații la șifrele care doamna domnișoara bibliotecar le-a pus în discuții, nu v-am adunit, dar am constatat o diferență de cifre. La frecvența anuală a vizitei la bibliotecă, domnul primar spune că sunt anul trecut, în 2013, 6915,
doamna bibliotecară a venit în, în raportul din ședința trecută, ea spune că are 4.690, diferență mare, raportată cel puțin. Acum se vede că raportul e făcut pe genunchi și nu prea are legătură cu realitatea din, din bibliotecă. Și așa, 6.915 vine undeva la 30 sau mai bine de 30 de vizitatori pe zi. Ceea ce nu cred că sunt nici măcar pe lună. Un alt subiect care ar vrea să să-l punctez vis-a-vis de activitatea angajaților din primărie, eu l-am mai adus la cunoștința domnului primar și anul trecut, acum așa, sunt acele, cum să le spun, ca să nu, să nu jignesc în mine, acele sume de bani care se dau, se cer de la oameni pentru că anumiți funcționari din primărie cred că le merită pentru că s-au născut într-o așa ceva. Și acum dau un exemplu care mi l-a relatat un cetățean din comuna noastră, cum i s-a cerut bani și cum a dat el bani 100 de lei. 100 de lei este un milion de lei. Mult. A venit omul să-și facă buletin. Și s-a dus la un anume funcționar din primărie și a zis, băi, 100 de lei de costă. Și a luat fără să stea pe gânduri, scos bani din buzunar și cu lacrimi în ochi spunea că i-a dat 100 de lei de emoie, spunea, mirosea. Mirosea a cerneală, era nouă nouță, tu știi ce, ce zic, mirosea a cerneală, nouă nouță. Am luat, am dat bani și când coborăm de, pe scări din primărie, mi-am dat să mă vezi, stai, dar nici chitați, mi-a dat, nu mi-a dat nimic, 100 de lei mi-a luat. Și plângând mi-a zis omul și zic, am ieșit în fața primării, m-am gândit cu un cetățean și i-am spus, uite vezi, am văzut, nu de mai înapoi să te dea înapoi, cum ți-o luat așa? Și la care băi mi-și rușit, zic, mă duc, nici nu știu cum să fac. Era într-o dilemă. Știu că o să spune, că spuneți că nu am dovezi, că nu e adevărat, că nu, nu am reclamat la parchet sau nu știu ce. Aici găsesc, în o gradă, domnului primar, găsesc că ar trebui să facă ordine în, în o gradă. Ori nu știe, e foarte grav ceea ce se întâmplă, dacă știe, tot atât e grav. E mai grav. Știe puțin, tot atât. Dacă o să vreți să vă spun persoana care a dat banii și care a luat, o să vi spun. Dacă nu, nu o să vi spun. Altceva... Nu mai un pic, vă rog. Deci a dat 100 de lei la o persoană. Da. La un salariat, un funcționar public. Exact. Da? Da. Funcționarul public i-a dat ceva că i-a dat 100 de lei. Nu i-a dat, mai asta era dilema. Și de ce a dat 100 de lei dacă funcționarul public nu i-a dat nimic? Păi tocmai că nu aș fi... I-a dat o adeverință, i-a dat ceva, vă urtie. O adeverință să-și facă buletinul. Adeverința e care tipică să vină să-și ia buletinul din... Să-și facă buletinul. Adeverința de la... de rol, adeverința... Deci i-a dat o adeverință de la Registrul Agricol. Da. Aceste adeverințe se pot... se dau de către doi salariați. Da. Doamna Tabac și domnul Colocan. Da. Deci mai, și doi... mai este unul care semnează diferența. Și cu asta am încheiat. Mulțumesc. Da, lasă-ne la urmă la diversă să le spunem la urmă. Nu înțeles. Că suntem curioși. Vă gândă să spunem. Asteamnă să suntem să acuzații... Da. Foarte grave și... Foarte grave. Va trebui să... Trebuie să iei măsuri. De asta știu și eu deja profit de... faptul că este domnul Pașcu aici, încerc să se autosesizeze și să facă deja demersuri pentru începerea cercetărilor în vederea elucidării cazului respectiv. Da, mulțumesc. Mai aveți ceva, domnul? Mulțumesc. Eu nu consider ceva. Sper să mă încadrez, în primul rând, despre raport. Este nu așa de lung, dar este concret. Cu date concrete, cu analize pe capitole, inclusiv cele din domeniul învățământului, dar și cele economice, iar cu progrese, și cu realizări și nerealizări și cu dorințe. Eu zic că activitatea per totală a executivului și starea economică socială în condițiile de criză este bună. Asta pentru prima parte. În unele aspecte, chiar foarte bună.
Am citit cu atenție rapoartele de la Federația de Executiv. Prozos, de la un capăt la altul. Am mai făcut și niște subliniere aici. Și sunt serioase, în marea lor majoritate sunt serioase, foarte serioase. Unele sunt statistice, schematice, unele chiar vor din numai cu cifre, dar de la un capăt la altul, dar e bine că rezultă și din asta, că știi să le citești, le citești. Serioase și ajuriște, mă uimește că sunt, mai sunt atâtea probleme pe fond financiar și alte probleme de licitație și de altceva la turistă. Trec repede. Aici la domnul Zero, eu sunt un tovarăș deștept, am zis în ghilimele tovarăș, am muncit mult, a scris aici, îmi pare rău că nu s-a reușit cu cadastrul ăsta când rezolva problemă cetățenilor, că e foarte scump cadastrul ăsta. Da? La domnul secretar, mi-a plăcut analiza, mă doare niște cuvinte aici. Niște expresii aici care nu... Că mai există, că nu mai există o bună colaborare a celor din executiv, nu mai sunt o echipă așa cum erau. Se urmăresc unii pe alții și atunci când au ocazia, se vând foarte ieftin și așa mai departe. Mă doare, expresiile, o să vorbiți mai departe dumneavoastră. Unde sunt așa? Asistența socială e grea și la Luzica m-am uitat, să știți. Nu sunt mari diferențe, probabil un mic, n-am avut timp să mă uit pe cealaltă raport. Asistența socială este complexă și sunt multe persoane la asistența socială, aș zice eu, mai mult muncă în teren. Deci este un mare volum de muncă, mai mult muncă în teren. Așa, la toate, trec repede, și centrul de zi, aș zice, e complex activitatea, unii au spus cam mult, aici de, eram să nu mai... La un inginer Sopcă, muncă grea, un domeniu foarte greu, numai că îmi pare rău cu situația politică a noastră de acum, că multe proiecte nu s-au realizat. Băieții de la urbanism, de la... agrar și așa mai departe. Și m-a frapat domnul Zaban Dumitru, consilier. Asta e Duțică, nu? Da. E consilier? Așa este încadrat ca și consilier. N-am știut. E consilier local? Da. Restul și ceilalți. Și la serviciu financiar, la serviciu din casă. O observație așa, mai mult trebuie, o leacă mai mult și mai operativ, să nu se suprime. Aici cu domnul contabil am zis eu că vom reveni, avem de analizat, avem și acum, este greu, s-a muncit mult. La cel cu drumurile, mai multe drumuri, a scris aici multe, a lucrat mult Ionică, sper că n-a depășit timpul. Dar treaba lui este pe drumuri mai mult, da? Gata, termin. Centrul de analize de zi cu efortul cu realizarea, dar pentru trebuie o analiză specială, cine o să fie centrul de zi de domeniul cui. Așa, unul de la centrul de zi, o să fie una, o să fie cam multe așa, dar am finit. Aici nici nu prea am un nume cine o scris asta, la urmă. Nu am numit, să știți. Mult, o scris, dar n-am numit. E de acolo la ce zice. Gata. Eu țin pe scurt să zic că la Scobinți s-a muncit cu executivul și sunt și rezultate. Și eu țin să-i felicit pentru anul 2013, un an dificil. Greu și sper să treacă și asta, care iar este greu. Mulțumesc. Ce am depășit, ce am spus și nu mai iau cuvântul. Vă rog, cine să mai scrie cuvântul? O să spun și eu câteva cuvinte, o să mai repet. Și o spus am vorbitorii mei. În ceea ce privește seriozitatea și disciplina primăriei,
Eu, după mine, zic că se desfășoară în condiții bune. De câte ori am fost în primărie, ne-am văzut pe care locul de muncă. Bineînțeles, ori mai fi și scăpări. Ori mai fi, nu există, ori cu centrele mine, ori fi, vedeți dumneavoastră, la nivel înalt, unii sminiști, unii conducători de țară, și aceia greșesc. Se mai găsesc și pe unul aici, în primărie, care poate o greșesc, domnul primar o să iei măsuri cu dânsul, el îi subordonații dumnealui, așa, dar nu cred eu că domnul primar îi va lăsa în pace. Un alt punct de vedere, aici tot ce este dat de către domnul primar și de... este aproape în totalitate adevărul, adică munca de om an de zile a unui primării. Și odată ce este munca unui an de zile, se și cunoaște, cred că, la nivel de comună, că s-o muncit în comună. Adică, s-o reparat șanțul, s-o extins gaz metan, s-o extins apă potabilă, s-o, nu am văzut, dar de câte ori am venit, am văzut că omul a intrat, o stat câteva minute, a ieșit, adică n-am văzut oameni la coadă, să rânească pe aici, că nu-i dă o aliverință, că nu-i dă o chitanță, că nu știu ce. Adică, pe cât posibil, s-au făcut în totalitate toate problemele, adică și depinde de salariații primăriei aici. Nu mai spunem de către domnul viceprimar că la orice oră, în tot timpul anului, că a plouat, că a nins, că a fost vijelie, dumnealui, aproape pe toate drumurile comune, au fost în totalitate, dintre care nu punem anul trecut, în timpul ierii, când alte localități nu se putea circula cu salvare, cu mașina poliției, cu orice utilaj, la noi în comună era orice străduță curățată cu buldu și bună de mers. Așadar, cred că acele era o muncă acolo. Nu mai spunem de fiecare deal și fiecare stradă, un sârcicul intens, se dădea cu material pantul de la pantă. La nivel de mediu, eu, după mine, trag o concluzie foarte bună, adică în ceea ce privește curățenia. Oamenii noștri, cetățenii noștri al comunii Scobinți, au început, marea majoritate, să gândească să fie curățenii la noi în comună. Adică, să ducă toate cele de dus la toberoane, să le pună toberon, să nu mai arunce pe toate gârlele și pe toate doșurile, saci cu fel de fel de materiale care de acasă îi duce, pe marginea pădurilor, iară s-a luncit. Adică, într-un final, au început să-și mai ia o atribuție foarte, foarte solicitată. Eu cam atât am, ca să nu depășesc timpul să spun prin domnul președinte, că dacă mă supăr, mă ghiotește. Îi mulțumesc și să dea Dumnezeu ca anul 2014 să fie un an mult mai bun ca anul 2013 în toate privințele. Vă mulțumesc. Vă rog, cine să mai scrie în legătură cu raportul la cuvânt, vă rog. Și cine ați colegia noastră? Nu au nimic de spus, e un consilier care sunt în prezent. Dacă nu mai avem probleme, o să fie permite să iau și eu cuvântul, să spun părerea despre raportul de stare economică socială de mediu a Comunii Scobinți. N-am să mai spun ce a prezentat domnul Ceban, privind activitatea fiecare salariat în comunitate. N-am să mai spun privind legat de curățenie, igienizarea comunii care se vede și s-a făcut în fiecare an. Cu sigur, punct așa și aprecia, numărul de populația a noastră, e în creștere pe raza Comunii Scobinți. Cum se vede și din pe fiecare sat în parte, aproape câte 100, 7600 de total, e 7694. Deci au crescut și la sticăria, adică oamenii încep să vină înapoi, ori de la oraș, ori din localitățile, de special de la oraș, care vin înapoi la loc, la părinți, la casele care au făcut viața Comunii Scobinți. Privind activitatea desfășurată de executiv,
sunt să apreciez ca foarte bine, așa în condiții critice și de criză care a fost anul trecut, a reușit să pui piatră pe toate drumurile comune, nu numai în Lucisa. Sau cu numărul ăsta de salariați care sunt și așa aproape jumătate din schema pe Consiliu, s-au făcut toate solicitările, au răspuns la toate solicitările populației din comuna noastră. Țin să fie sănătoși și 2014, să aibă grijă, domn primar, să uite la schema asta salariaților când se face la început, să-și mai pui oameni la dispoziție, pentru că nu e atribuție de dumneavoastră, la contare străzi și strângă gunoi care le vrăști animalele pe stradă, nu e atribuție lui să dea cu sapa sau vicii primarului sau chiar și a cantoreanului. Cantoreanul are ordine să spună, fă șanțul, fă apa, fă, nu se fac personal în frunte cu domnul primar. Să le transmite o dată sănătate și să mergem, sper anul ăsta mai bine, dacă a dat Dumnezeu să ne și natura cea mai. Mulțumesc! Dacă mai sunt probleme, mai sunt probleme legate de materialul prezentat. Nu, ați rugăm pe domnul primar, acum nu am un pic dacă ați vrea să mă permiteți, în legătură cu biblioteca pe materialul prezentat în noiembrie sau octombrie, și de atunci și până, poate să mai fi crescut încă până la 6.000 număr de vizitatori. De asta este o discrepanță între 1 și 7. Zic, alte părere, nu știu exact, nu pot să mă... Atât, mulțumesc. Domnul primar, vă rog, dacă sunteți amabil, să... Dați-vă răspunsul la legătură cu celor. Vreau să vă dau răspunsul celor care ați luat cuvântul și după aceea o să vorbesc și mai tălant despre activitatea executivului și situația socială, economică și de mediu a comunului. Datele pe care eu fac raportul iau din rapoartele prezentate de salariați, inclusiv la doamna bibliotecară. Deci este posibil să fie strecurată o greșeală ori la ea, când o raportat ea, ori la noi, când ne-am scris noi. Sau este posibil să fie așa, atunci când o prezentat ea raportul, avea un număr de cititori, între timp un număr de vizite. Că nu sunt 6.000 și ceva de cetățeni care vin să la bibliotecă. Este un cetățean care poate vine de 100 de ori într-un an, și majoritatea cetățenilor, marea majoritate, nu vin niciodată de la bibliotecă. Deci este, aici e vorba de viză. Dacă este strecurată o greșeală, eu îmi cer scuze, la ședința următoare o să vă informăm ce și cum s-a întâmplat. Îl rog pe domnul secretar să ne aducă aminte că e posibil că eu să uit chiar dacă ne-am notat în caiet și la ședința următoare să vă spunem ce s-a întâmplat. Problema cealaltă pe care ați relatat-o este o problemă foarte gravă. Dacă într-adevăr așa stau lucrurile, indiferent cine este persoana, fratele meu, tata meu, dacă este, pleacă din primărie cu dosar penal. Dacă se confirmă că așa stau lucrurile, automat și organul de ordine în urma cercetărilor va stabili că s-a întâmplat acel eveniment neplăcut, acea persoană, eu, după părerea mea, n-are ce căuta în echipa pe care o conduc. Știu că au mai fost practici, chiar și când, de când sunt eu primar, s-au luat hotărârile Consiliului Local pentru a percepe un leu sau doi lei de adeverință și în loc să ajungă toți banii care dădeau oamenii, nu mai avea timp să îi dădea un leu pe adeverință, trebuia duc să iei chitanță. Nu costa chitanță cât costa cât dădea omul. Și atunci, din banii aceia, își mai însușeau unii salariați
dar n-am avut niciodată o probă, vorbe la colțul străzii. Fiind, observând lucrurile acestea, am stabilit ca pentru orice adeverință să nu se mai perceapă niciun lev. Am pus să fie afișat mare pe uși la intrare și în exterior că nu se percep bani pentru adeverințe de, în special astea de la Registrul Agricol. Așa că mă miră, mai ales 100 de lei să dea cineva pentru o adeverință de buletin, ca să ducă să-și facă buletinul, este ieșit din comun. Acel om putea să vină la mine oricând, îmi relata cazul și imediat anunțam poliția, nu făcem altceva. Dar dumneavoastră ați spus că puteți da datele, o să vă rog frumos să-i dați datele celui care a dat banii și celui care i-a luat domnului comandant Lupașcu și dumnealor să demareze cercetările în vederea elucidării acestui caz. Și veți fi informați în cadrul Consiliului Local rezultatul acestor cercetări. Asta este legat de problema pe care a ridicat-o domnul Ciubotaru. Sper că v-am răspuns la punctele pe care le-ați ridicat. Da. La ceea ce a spus domnul profesor Ciobanu, printre altele, unele nu l-au uitat, altele nu au mai și criticat și pe bună dreptate, ați observat, de exemplu, multe litigi în instanță pe fond funciar. Da, sunt foarte multe titluri de proprietate greșite. De asta avem aceste litigii. Practic, ele nu sunt litigii. Dar omul când vine să facă carte funciară și tabuleze terenul, observă cel de la cadastru că în loc să fie tarlaua nouă, parcela 128 pe 1, este tarlaua nouă, parcela 128 pe 11, de exemplu. Nu o poate intabula pentru că nu e unul, cât este normal. Și este singura soluție de a deschide acțiuni în instanță pentru a modifica acel titlu de proprietate, durează termen și așa mai departe. Majoritatea nu este o disculpă a mea, că eu lucrez cu echipă, nu pot să fac titlul de proprietate. Dar majoritatea acestor titluri de proprietate s-a făcut în perioada anilor 93-98, grosul fiind 93-95 și după aceea celelalte, și se lucra la normă, hai să facem cât mai multe titluri de proprietate, o vină eu le-o fac și celor de la Oficiul de Cadastru, pentru că, practic, ei au eliberat acele titluri de proprietate. Dacă tot le-au eliberat greșite, acum de ce nu le intabulează? Pentru că o greșită asta de aici, că poate lucra mult, poate, știi noi ce practic, se mai beia, se mai mergea în teren, se greșea și așa mai departe. Dar cei de acolo, care sunt numai specialiști de ce au primit lucrările și așa mai departe. Dar asta este situația, de asta avem așa multe dosare în instanță și nu suntem numai noi. Sunt în toate comunele, sunt litigii așa zise de genul acesta. Eu sper ca să vină legislativul cu cu o reglementare în sensul de a nu mai purta oamenii pe drumuri și așa la noi. Practic, când vine omul la noi, uite omul la judecătorie. Ori eu nu sunt de acord. Am greșit noi. Noi măcar să-i facem acțiunea, îi ducem acțiunea, eu deschidem, eu punem în locul lui, pentru că el trebuie să deschidă acțiunea, facem și noi ce putem. Dar nu mi se pare normal ca cetățeanul, dacă el de bună credință a venit și a semnat titlul, el nu a fost specialist să vadă, să uite atent dacă a trecut specialistul de la noi sau specialistul de la OCPI, corect, tarlaua, parcela sau numele. El a venit, a semnat și noi, care suntem mai tineri, care pretindem că cunoaștem cât de cât legislația. Tot așa, din inerție, nu mai ești atent când te duci să iei un act, indiferent de unde lei, îl iei și pleci, având încredere că cei care au lucrat să l-au făcut bun. Dar apoi oamenii
în vârstă care au primit aceste terenuri și aceste titluri de proprietate. Mulți dintre ei nici nu știau să semneze, că săracii nu au putut să învețe carte. Pus degetul. Ce se cer la omul ăla cu verificat să vadă dacă e corect titlul de proprietate? Asta ca să am făcut o precizare mai largă, pentru că au mai fost interpelări în cadrul Consiliului Local pe această temă și ca să înțelegeți și să nu mai încercăm să mai venim iarăși cu aceeași întrebare, e destul de clar numărul ridicat al dosarelor pe care le avem în instanță. Celelalte chestiuni, inclusiv problema spre final de material pe care a pus-o domnul secretar, da, sunt, eu nu cred că e chiar așa cum spune domnul secretar. Într-adevăr, sunt lucruri o leacă mai greoaie, mai ales când, cum să vă spun eu, ai fost învățat să muncești mai puțin și să primești o remunerație mai mică, mai mare, când se cere să muncești o leacă mai mult, e greu. Încep să, asta nu e a mea, asta trebuie să o facă cera, dar vă garantez că lucrurile sunt sub control, echipa funcționează. Adevăr, mai sunt cărpătași care, asta este, nu poți să îi dai educație și când e în vârstă. Deci, mi-a spus un învățător mie că omul se educă, copilul, se educă cât îl poți culca de latul patului. Cât nu-i mai mare de latul patului. Că dacă s-apucă să fie dialogul patru, nu mai poți să-l mai duci așa cum îți dorești. Dar apoi noi, oamenii, în general, și suntem caractere diferite. Eu am încercat și în linii mari, am reușit să merg cu echipa pe care am găsit-o, am reformat-o, am repus-o pe unii pe alte posturi. Într-adevăr, când rămânem puțin de la numărul de... Știți foarte bine că noi acum lucrăm cu 17 oameni, lucru pe care alte primării de același gram ca noi în țară îl fac cu 43. Și poate bugetele lor sunt... Adică veniturile proprii poate sunt și mai mici decât ale noastre. Dar dacă așa ne-a prins vremea, astăzi chiar analizam cu domnul secretar și cu domnul vice și cu doamna consilier juridic să mai angajăm pe cineva. Nu avem voie. Legea nu ne permite, trebuie să... Chiar dacă iese, de exemplu, roșu la pensie. În iulie mai ieși și el la pensie. Vă rămâne 16. Nu avem voie să angajăm. Nu ne permite legea. Dar trebuie să îi dăm așa înainte. Am încercat împreună cu domnul secretar, chiar și astăzi ne-am uitat unde am putut, salariul le-am majorat la limita maximă a legii. Într-adevăr, asta nu trebuie să o facă. Se întâmplă să îi cer să facă. Când cer, nu convine să muncească. Logic. Mai bine să stai decât să muncești, da? Nu e chiar atât de gravă situația. Domnul secretar, îl știți foarte bine, el când îi s-a părut ceva, ce-i în ușă și în căpușă, eu și spun, nu se ne-a spus pentru el, nu bagă sub preș. O și-a spus o punctul de vedere pe care eu l-am însușit, îl știam dinainte de a-l scrie. Mergem în continuare în aceeași echipă, o să reparăm unde se poate, unde nu și nu, mai ales dacă sunt cazuri pe care le-a relatat domnul Ciubotaru, clar că pleacă din echipă, indiferent că rămânem doi. Asta este. Nu putem să mergem așa. La finanțe ați menționat că probabil și rapoartele lor sunt făcute leacă, mai ales a casierilor. Eu nu cățin cu ei, dar să știți că e cea mai grea muncă,
chiar dacă eu cu domnul vice mai strâng gunoaie de pe drum, mai dau cu sabă, mai nu știu ce, dar cea mai greu e să te duci la poarta omului și să-i ceri bani. Indiferent cine, și la mine. Deci, hai să fim realiști, când vine cineva să-ți ceri bani, că te fiești, nu știi cum să fientezi. Și oamenii ăștia, de bine, de rău, se duc și bat toată comună. Ăștia doi duc, aduc și mulțumim Dumnezeu că până acum văd că din ceea ce observ eu, fac treaba și aduc bani. Au făcut treaba mai lungi, mai stufoase, mai, la câte familii au fost, la câte vădări, la câte... Dar, în imagine, merg bine. Zapan, într-adevăr, este pe post de consilier, așa, și e prins în încadrarea care este făcută. Deci, este consilier, revizor, contabil și ceva de genul ăsta. Și consilier are studii superioare, de când are studii superioare, de a trecut pe postul ăsta de consilier. Și îmi pare că mai este cineva consilier, dacă nu mă șer. Da. Domnul numai contabil. Domnul contabil, domnul... cu jucar, nu, și nu, cere două ferii de la asistență socială. Așa. Ceilalți sunt inspectori. Numai că ei, domnul contabil și cele două ferii de asistență socială, sunt funcționari publici, iar Zapane este cu contract individual de muncă. Dacă sunteți mulțumiți de răspuns, vă mulțumesc. Mulțumim domnul Zubagiu și domnul Bucel pentru că ne-ați adus cuvinte de laudă și sunteți mulțumiți de activitatea noastră. Sperăm să o îmbunătățim pe anul 2014. Și acum vreau să fac o mică completare la material. Deci, pe viitor îmi doresc ca acest raport ori să ducem undeva în luna martie, ori să-l facem tot în luna ianuarie, că în luna februarie nu avem cum, pentru că se analizează bugetul și bugetul e mult mai greu la cifra RAE. Și atunci, probabil, dacă o să-l ținem tot în ianuarie, vreau ca în rapoarte să prezinte rapoarte și directorii de școli și ceilalți care primesc, au de-a face cu bugetul comunei noastre, și care desfășoară activități legate de activitatea primăriei și a Consiliului Local. În general, știți că în urmă făceam două rapoarte. Raportul privind activitatea desfășurată de primar și aparatul lui și raportul privind situația economică, socială și de mediu a comunei. Legea ne obligă să facem acest raport, raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunei și nu ne obligă să prezentăm raportul de activitate al primarului. Pentru anul viitor vreau ca acest material să-l înglobez într-un singur raport în care să includ și raportul de activitate al primarului și starea economică, socială și nu fac un raport foarte stufos, ci să ating în linii mari problemele majore ale comunității din care noi facem parte și pe care o conducem. 2013, dacă e să mă întrebați, pentru mine este anul cel mai prost din punct de vedere financiar de când a fost, de când sunt primar. Și mulțumesc Dumnezeu că am avut câțiva ani de când sunt primar. Dar cel de ce? Ne-au prins cu datorii pentru asfalt, de asemenea cu Camera de Conturi și Direcția Finanțelor Publice mereu ne atrăgea atenția că o sumă de 312.000 mi se va retrage din conturi și am stat cam tot timpul cu sabia deasupra capului. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă am fi rămas fără, ne-ar fi retras acești bani și am fi rămas fără salarii la funcționari, fără salarii la
profesori sau fără salarii la însoțitorii persoanelor cu grad de handicap. Dar până la urmă s-a încheiat cu bine. Ba mai mult a rămas și cu niște bani în excedent, ceea ce este un lucru foarte bun. N-am rămas datori la nimeni. Avem foarte mici datorii, 80.000 de lei la un măsurătoare care a măsurat o tarlat pentru eoliene, lucrare de cadastru și câteva mici datorii cu care nu suntem de acord, avem unele divergențe. 4.000 de lei la un consilier care a făcut un document, un proiect pentru cămin cultural și nu a fost aprobat și el acum vine și ne spune că vrea banii, ori înțelegerea a fost alta. Însumând datoriile pe care le-am avea încă, nu știu dacă se duc mai sus de 200 de milioane de lei vechi, iar în excedent am rămas cu peste 4 miliarde de lei vechi. Dacă spun greșit, mă corectați următoarele. Dar nu zic greșit, așa e, da? Deci excedentul e peste 4 miliarde, da? Da. Deci sunt premizele de a începe un an foarte bun și o să vedeți în cifrele de buget, am prins la investiții bani destul de mulți, investiții la drumuri, la gaz, la apă. Vom continua lucrarea și sper să o finalizăm la Sticăria, cu aducțiunea de apă potabilă și după aceea am discutat deja să mergem pe Zvarici, Scobinți, partea nord, de pe să ducem apă și acolo. La drumuri, strângi bani în buget și să începem proiectarea, să facem iarăși, să asfaltăm drumuri din banii noștri proprii în perioada 2014-2016. Nu știu dacă o să reușim anul acesta să asfaltăm din banii noștri, dar sigur, dacă lucrurile vor sta așa și nimic se va rula bani, vom putea asfalta din 2015 și primul drum asfaltat va fi drumul comunal din Scobinți, deși acela este prins și într-un proiect pe Planul Național de Dezvoltare Locală. Împreună vom stabili ce drumuri vom da spre asfaltare în perioada următoare. Am prins bani pentru a realiza în final, anul acesta, un teren de sport. Că o să facem un teren de sport tip stadion cu gazon. Că o să facem un teren de sport mai mic în centrul comunei și pe viitor să facem un stadion mai mare, un teren de sport tip stadion pe Imaș la Fetești. Asta o să stabilim tot așa împreună, dar am alocat 1 miliard de lei pentru această investiție și sperăm ca anul acesta să o ducem la bun sfârșit. Deci o să vedeți, deci iată că sunt semne foarte bune de a începe un an mai bun față de cel ce a trecut, dar una peste alta, chiar așa rău cum a fost, datorită condițiilor climaterice, a precipitațiilor căzute la timp, am avut un an agricol foarte bun și populația comunei a avut posibilitatea să-și adune și să aibă destul recoltă de toate tipurile, de la cereale și până la vin. Chiar dacă am fost afectați un pic de gheață, până la urmă s-au redresat și eu așa am văzut lucrurile și nu cred că le-am văzut, numai cei puturoși care nu au vrut să facă nimic, nu au avut de unde să crească un porc, să facă ceva. Să-i cânați avut. Avea, cumpărați de la mine. Dar vreau să o făcut la Sticărie. Cu bune curiere, până la urmă, așa cum am sesizat și domnul secretar că a mai scârțit echipa, că banii au fost puțini, anul 2013 a fost un an mulțumitor și sunt speranțe pentru 2014 de a avea un an mult mai bun din punct de vedere cel puțin financiar. Și uitați că și agricol, mulțumim Dumnezeu că au dat ploaie, zăpadă și sunt previzile ca și în agricultură
activitatea principală a comunii noastre să fie una bună. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru colaborare. Îmi cer scuze dacă am greșit uneori prin atitudinea mea, poate a fost o leacă mai neatent, poate mai colțos. Îmi cer scuze și la domnii din opoziție, la domnul Ciubotaru și la domnul Stavarachi, chiar dacă nu este prezent. Și sperăm ca pe viitor să facem în așa fel încât aici, împreună, să luăm deciziile cele mai bune pentru comunitate și pentru oamenii din comunitatea pe care o reprezentăm. Să vă dea Dumnezeu sănătate, un an mai bun și tot ce vă doriți. Mulțumesc! Înainte de a spune la vânt materialul, când trebuie cu terenul ăsta, cu legea funciară, este hotărârii guvern care se mai pot trec doar titlurile de proprietate direct pe niște adunării. Acum au apărut. Da, iar au trecut. Da, o parte. Deci, parte... să nu mai fie atât deci, la... Nu, nu, dar oricum noi le-am oprit pe cele care sunt, le triem, cele care se pot rezolva prin Comisia Județeană, le rezolvăm prin Comisia Județeană, cele care nu se pot rezolva prin Comisia Județeană, trebuie să mergem la... Ideal ar fi ca, la nivel național, să se ia măsura de a introduce cadastrul general și să facă cadastrul așa cum este o parte din Transilvania, majoritatea zonei din Transilvania, au cadastru de pe timpul Imperiului Austro-Ungar și le vine mult mai ușor. Deci dacă s-ar investi așa puternic și să facă cadastru general, aceste litigii ar începe să dispară și le-ar fi mult mai ușor oamenilor. Dar noi, ca să facem această operațiune ca și comunitate, necesită foarte mulți bani. Dacă pe o tarlade, nu știu cât are, cât are de o secretate, la ce unde avem litigii cu Prodan, cu Sticăria, are vreo 40 de hectare? Mai puțin. În jur de 40 de hectare, 30. Deci dacă pe cei am dat 80 de milioane de lei vechi în toată comuna, bine că avantajul celor dar care sunt... Dar ei au făcut, acolo au făcut imediat. Tot tarlaua. Da, avantajul celor care sunt acum în tarlaua aceea, beneficiază tot și pot să-și facă carte funciară cu 600 de mii. Nu mai dau 7 milioane sau... Pentru măsurători. Pentru măsurători. Eu să-și fac și cartea funciară. Da, mulțumesc. Doamnelor, se pune la vot. Sunt mai multe tarlauri în situația asta. Da, avem mai multe tarlauri. Se pune la vot raportul care s-a dezbătut astăzi în cadrul Consiliului Ședinței Consiliului Local. Vă rog, cine este pentru? Te abții, nu? Sau pentru? Pentru? Potrivă. N-am înțeles, e mai tare că l-am odios. O leac mai e furtul de urechi. Zic că nu-i greu de vorbi. Să nu spuneți că am ridicat. Nu, dar eu dacă spui, nu am ridicat. Ați fost împotrivă dumneavoastră, da? Da, împotrivă. Trebuie să motivați? Da, sigur. Da, aveți că motivați. Da, sigur. Ca să am motivat la început activitatea salariatului din primărie la Sfizorit. Și am dat un exemplu clar, sunt și alte, dacă vreți să mă mai dau, da, un exemplu primeți. Nu, eu am înțeles. Mai da. Mulțumesc. Care e exemplu clar, clar l-ați dat? S-au luat 100 de lei, m-au pus o cară. A, ce? Dar nu e destul de clar? Ce vreți mai clar cu asta? Da. Mulțumesc. Trecem la proiectele de hotărâri. Dacă permiteți să luăm pe asta întâi de la bugetul local de venituri și cheltuieli de anul 2014. O să permiteți dumneavoastră să dăm cu multe de obiectivi și permite La lasă-vă totul, dacă vreți ceva de prezentat, dacă aveți ceva întrebări, ceva legat de sumile, stabilite, nestabilite. Eu nici la trecut sumii în plus, nici pe trecem sumii. Și avem și... Da, noi avem bugetul în februarie, care o să-și discutăm în detaliat, pentru fiecare articol, fiecare... capitolul 4. De asta, ca să-l aprobăm fictiv 2014, adică fictiv. Pentru anul 2014, pe urmă datele
Să le primească și dumneavoastră, că nu le-au primit, zic, la Coșărică. Și cum se merge țara? Întâi ați provocat la care ați dezbatem. Nu așa, nu așa. Proiectul este în casă. Suntem de acord cu cele care vreți dumneavoastră. Nu, dați-mi voie să vă explic. Dacă, deci, părerea mea este să faceți o ședință extraordinară. Dar nu trebuie să țineți cont de părerea mea. Dumneavoastră faceți cum credeți. Noi, datoria noastră a fost să vă punem la dispoziție cifrele de buget, cum le-am gândit noi să le facem pentru anul 2014. Așteptăm propuneri, modificăm, dacă sunt propuneri reale și corecte și avem cum, oricând le putem modifica împreună. Dacă îmi permiteți, domnul consilier, deci ieri dimineață, miercuri, am intrat în posesia ultimor cifre, dar nu din bază de adresă, dacă vedeți dumneavoastră acolo, n-am o adresă lipsă. Deci, în baza programului de la finanțelor, deci s-au detaliat comune, dar n-am o adresă la ultim, la unii subite evaporate. Deci, s-a văzut pe programul de finanțe, așa ea. Pe internet deci, a intrat la noi am prezentat, noi, executiv, am prezentat spre aprobare. Dumneavoastră decideți în curs săptămâni viitoare sau când, așa, până miercuri, așa, să vă să vă... Nu vrem astăzi. L-am analizat în Comisia Economică, membrii Comisiei Economice din față aici, l-am analizat, suntem de acord cu sumele de bazizate care le-ați făcut dumneavoastră, deocamdată, pe proiectul 2014. Dacă vrem și luăm așa la februarie... Comisia Economică, eu mă refer la... Să mai fac o precizare. Nu s-a ajungea la graba asta dacă cifrele de buget erau luate la timp în Parlament. Dar știți, jocul politic, Balou a aprobat, l-a trimis domnul președinte înapoi și așa mai departe. Nu mai revenim. Cert este că noi avem cifrele de buget ale noastre, le-am pus la dispoziție și până cel târziu, 2 februarie, lăsați-mă să termin eu, pe 2 februarie ar fi ultima zi în care am putea lua hotărâre de Consiliul Local. Dar datorită faptului că noi suntem programați la trezorerie pentru ridicarea salariilor între 6 și 7 ale lunii, dacă luăm bugetul, luăm hotărârea pe 2 sau chiar pe 1 sau chiar pe 30, nu va fi timp să se ridice salariile ale noastre și a profesorilor, a însoțitorilor, a tuturor salariaților în termen. Și iar o să avem probleme la nivel de comună, nu la nivel general. La nivel general nu știu ce o să se întâmple. Că nu și-au ridicat cadrele didactice, știți că a fost un scandal destul de mare pe această temă. De asta noi v-am adus cifrele de buget astăzi și vă rugăm să programați când doriți dumneavoastră discuții. Dacă ați stabilit să le programați astăzi, noi suntem aici și asistăm și ne conformăm la ceea ce faceți. Dacă nu, programăm o ședință extraordinară, cum spuneți dumneavoastră, și venim și luăm hotărâre pe tema bugetului. Asta sunt, așa stau lucrurile, vă rog frumos noi, să stabiliți. Noi, de partii s-a aprobat asta, n-am depus. Eu astăzi le-am terminat, acum mai înainte le-am terminat de tot de... Și dați aprobăm. Domnule, ascultați. Noi nimic, pentru noi aceeași lucru. Noi atât atunci. Când v-am prezentat materialele, același lucru v-am spus și vă spus domnul primar acum. Eu, dacă cu membrii comisiei... Nu v-am spus altceva. ...am avut timp la dispoziție. Am analizat materialul. Și îl propun pentru ședința de astăzi, pentru aprobare. Rog fiecare să uite pe el și dacă sunteți de acord sau nu, să-l aprobăm. Comisia Economică a aprobat materialul să fie în discuție în ședința Consiliului de astăzi. De asta l-am supus ca obiect al discuțiilor de astăzi, proiectelor cele trei proiecte. Domnul președinte, dacă îmi permiteți să susțin ideea asta. Dacă ne întâlnim încă o dată săptămâna viitoare, credeți că o să aducem ceva amendamente mai serioase? Nu avem bine de cifre. Păi nu prea e că eu bătrân în privința asta. Dar nu facem. Eu propun să îl dezbatem astăzi
dăm drumul dezbaterii în plen și să-l aprobăm. Vă rog să vă scrieți la cuvânt în legătură cu acest proiect al bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014. Domnul președinte, da. Toți stăm aici. Poate să nu ceva. Acest informare, proiect de venituri, buget. De buget, de venituri și cheltuieli, are o parte de dezbatere, de explicații, care este foarte bună, dar are anexe aici cu bugetul în larg, la diferite capitole, și la venituri și la cheltuieli. Vă rog să urmăriți că este bun buget. Luați cifrele, că nu e greu. Acele mari, cele scrise cu negru, să vedeți la unul și la capitole, să vedeți că este mai bun decât anul trecut. Și sperăm cu acest buget să ducem o activitate economică, socială. Dacă vreți, iau, dar pierdem timp și eu pot să vorbesc așa, dar nu vreau să vorbesc degeaba. M-ar fi niște lucruri, dar nu afectează. Ele mai pot fi mutate dintr-un loc în altul. Cam cu protecția mediului, cu și chiar și la drumuri și poduri, dar el este bun așa. Putem să-l amendăm, să-l rectificăm între noi de lungul anului. În orice fel de ședință, rectificare de buget se poate face tot timpul. Mutarea unui sunt, nu se poate cheltui, dacă este la drumuri, se cheltuie la drumuri. Dacă pe capitolul se poate muta, dar tot cu aprobarea noastră a Consiliului Local, ca să fie mutat de la un capitol la altul, ca să poate fi cheltuit. Adică cifrele plasate, bine plasate, bine puse. Poftiți. Dar aveți ceva de ceva? Nu, atâta. Eu sunt de acord în formula asta. Domnul Adrian, poți să zici? Este de principiu, vă apar, n-am ce scrie aici. Nu pot fi masă acum, că trebuie o groază de acifri și nici nu știu ce scrie. La capitolul de cheltuieli. Aș vrea să spun câteva lucruri de principiu, că pe cifre nu putem intra. Aș fi vrut ca bugetul, cel puțin, o zi, două, trei înainte, deși legea bugetului spune că cel puțin 30 de zile să în dezbatere publică și că chiar dacă nu este aprobat la începutul anului, se poate merge pe bugetul de anul trecut și se pot face foarte bine cheltuielile, deși activitatea Consiliului Local al Primăriei să funcționeze în bune condiții. Nu știu dacă în prezentul buget sunt prinse și investiții. Tare aș fi vrut să văd investiții, aș fi vrut să vin și eu cu câteva propuneri. Dar orice propunere de bun simț vine cu, și cu sursa de finanțare. De unde luăm, unde punem, de ce luăm, de ce punem. Din câte am văzut eu dezbaterea bugetului la centru, aleșii noștri de colegiu, nu au adus niciun amendament, cel puțin pentru tot colegiul, nici cum vezi, pentru comuna noastră. Deci, acești parlamentari care apreciez faptul că a venit domnul primar, să spun cum i-a trimis, a trimis la fiecare cetățean scrisoare acasă să-l alege pe domnul Stanciu și el nu a adus un leu de când a apărut cel puțin în mandatul ăsta pentru comunitatea care l-au trimis acolo. Altceva aș fi vrut să mai spun, nu am ce să spun, poate că la o eventuală rectificare să am timp să-l studiez. Dar totuși mai spun o chestie care am studiat multe bugete pe pagina de internet ale altor primării și am văzut cât de detaliat sunt trecute sumele. M-am mirat chiar la salarii, la cât este impozit, cât este CAS, cât este toate dările la stat. Deci era defalcat pentru nu știu ce. Cât de drum cu tare, strada cu tare, cât de poduri, cât de unde facem pod. Am citit pe internet. Deși bugetul nostru măcar pe internet, dacă ar fi fost pus cu o zi înainte, puteam să-l luăm de acolo. Putem să ne informăm, putem să
înțelegem ce plecare, ce se vrea face în comună, din ce plecare astea, dar să nu zic la modul general. Poate este și o dorință de a nu se ști prea multe cum se cheltui banii. Asta e o supoziție, nu e o acuză. Mulțumesc! Da, asta este părerea dumneavoastră. Altcineva. O simplă completare, dacă îmi permiteți. Da, la Hârlău s-a făcut ceva asfalt, pe intervenție, nu știu ce. Sau măcar la inaugurare a fost. Da, să știu, mulțumesc altceva, altcineva. Dacă se poate numi parlamentarii, că... Da, să mai uită lea cu buget, dumneavoastră mai completați. După părerea mea, rolul parlamentarilor, ca de altfel și rolul dumneavoastră, nu este de a aduce bani, de a face... De a face amendamente. De a face legi corecte, una din legi ar fi modificarea legislației, vederea, de exemplu, vedeți ceea ce vă spuneam adineauri, a redistribuirii corecte a sumelor la buget. Nu mi se pare normal ca mediul rural să fie frustrat în așa hal față de mediul urban. Pentru că mediul urban mă refer la orașele mari. Municipii și orașe mari. Nu mă refer la orașul Hârlău, că și ei au destule probleme financiare. Și multe, multe lucruri pe care, ca și parlamentar, ar trebui să le aibă în vedere și să facă legi pentru ca să o ducem noi mai bine, să micșoreze hățișul birocratic și așa mai departe. Nu trebuie să ne aducă sacul cu bani la primăria Covinței. Dar poate să facă intervenții, să facă legislație în așa fel încât să armonizeze lucrurile așa cum trebuie. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Zăvagea, mai prezentată la Altera Constituției de la Dumnezeu. În ceea ce privește informarea respectivă, este adevărat că nu am avut timp să o studiem, dar asta e formare care am trecut, am spicuit o leacă prin ea, asta ne vom întâlni aproape tot anul. Și la rectificare de buget, și la, la orice, ne vom întâlni cu, cu sumele astea. Dacă vom veni, eu nu zic că nu sunt de acord, sunt de acord, dar și poate ce an, dacă vom veni ce an săptămână, marți sau miercuri, cu aceleași vorbim, vom discuta și discutăm acum. Eu zic că mai bine ar fi ca să fie corect, să putem să informez, mai bine mai facem o ședință extraordinară decât să fie, vă rog, ca să fie suspiciu. Asta e părerea mea și s-ar putea să fie și legal. Da, nu fie suspiciu. Și îți curios... Nu la repede, că, într-adevăr, s-au grăbit cifrele, dar mai avem timp să venim într-o ședință extraordinară. Și până atunci îl luați frumos acasă, discutați cu prietenii, cu colegii, cu învățătorul, cu directorul, cu părintele, cu oameni de seamă din sat, cu omul simplu. Poate vine cu o propunere din partea dumneavoastră ca să tăiem orice suspiciune și o să mai faceți o deplasare într-una din zilele următoare pe care puteți să o stabiliți acum, luni, marți, miercuri, când hotărâți. Trebuie să încheie mediile în săptămâna viitoare. Trebuie să fiu, nu poți trebuie să zilor. Stabiliți ora, putem să venim mai târziu. A, dar eu am și dimineață și... Dar duminică după masă nu s-ar putea? Da, da, noi vinim oricând. Da, nu. Noi suntem la dispoziția dumneavoastră. Numai să... Dacă domnul profesor liber duminică. Să avem liniște și să încercăm să armonizăm... Să nu mai vă stăpăm o zi dumneavoastră, că aveți... Nu este caz, nu. Vă rog, noi, care încă mai lucrăm, avem probleme din alte servici, și de asta nu...
cel mai bine, părerea mea este că e cel mai bine să amânați, să puneți când doriți, duminică după amiază, faceți duminică după amiază, la altă zi, hotărâți-vă decât să avem discuții interminabile tot timpul, după aceea s-o vota bugetul, neclasul și așa mai departe. Pe unul, domnul. Da, da, da. Pe unul, treci la ce? Biserica. Mai târziu, la 1 am praznic. Deci luni. Auziți, este o propunere ca luni la ora 3 să ne întâlnim aici. Sunteți de acord cu luni la ora 3? Luni la ora 3, spune la voastră, nu da, dar ca să fii, că mai am ajutat în casă. Ce să notezi? Deci când vă așteptă v-ați scoat la conștiință, luni la ora 3 să am prezent aici. Noi suntem aici. Vinci mai e de la școală. Hai, domnule. Deci numai un pic, vă rog frumos. Rămân valabile. Pentru luni la ora 3, toate proiectele 3, domnul secretar, atunci o să vă dea și dispoziția și pentru ședință extraordinară. Ca să nu spuneți, da, știut că nu știu ce, da? Acum să știe aici, să vedeți. Mai fac invitație, domnul secretar. Invitația aia vă luați la cunoștință acum aici. Bun, dar o să semnez materialul pe care îl fac eu. Și ce trebuie făcut, da. Semnează atunci, ca să știe toată lumea, da? Dacă și atunci fiecare o să vină cu propuneri de modificare la unele capitole, unii crede el, unii ieși și unii nu știu. Bune, sigur că da. Până atunci aveți timp și e mai bine așa. Da, sunt propuneri de proiect, de buget, da. Ce ați făcut dumneavoastră. Eu sunt de acord cu proiectul, cum eu arat acum și cum e, sunt de acord. Vreți să vin și eu luni? Da, toată lumea trebuie să vin. Hai, zic, dacă vreți să analizați de toată ora. Eu sunt de acord, l-am citit, nu-mi dat seama. Și vorba de totul e ok, și să mai vin și eu luni. Care-i de acord? Trebuie să nu vină, care-i... Trebuie votat și trebuie două treime. Lege organică asta trebuie, două treime. Da. Deci am întâlnit trei proiecte. Domnul președinte. Da. Permiteți-l, domnul contabil, vă rog frumos, să dea citire deciziilor la Camera de Conturi. În urma controlului, au venit o decizie pe care trebuie să o supune spre dezbatere și dumneavoastră. Și apoi, după aceea, încheiem ședința. Fa și ideea. Are podul, domnul Bicinică. Avem... Am avut control, este în mișare. În două domenii, învățământ și respectiv primării. Care... Primatul din Consiliul Local. Am două decizii, deci trebuie să prezentăm în fața dumneavoastră. Și nu am contat, probabil că am reacționat, probabil că am luat o decizie cu termeni de realizare și alte. Vreau să vă spun, ne-a dat citire, cei care efectuau controlul și-au găsit bine, n-au scris. Dar Au avut o perioadă mai scurtă de verificare la lucrărilor de investiții, timp de o lună în zi, perioada, două săptămâni, septembrie, două săptămâni scrite, că e o verifică mai mult, așa, perioada septembrie. Decizia numărul 120 din 2013. Având în vedere prevederile legii numărul 94 pe 1992 privind organizarea și funcționarea curții de conturi republicate și ale regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității specific curții de conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, publicat în monitorul oficial al României, partea 1, numărul 32, din 13 decembrie 2010. Examinând eficiențele consemnate în raportul de audit al performanței și în procesul verbal de constatare, numărul 7316 din 27 a 9 a 2013, încheiată în urma acțiunii de audit al performanței modului de utilizare a fondurilor alocate de la diverse bugete pentru efectuarea de reparații capitale și de investiții, noi la unitățile de învățământ preuniversitar, pe raza județul Iași,
pentru perioada 2008-2012, efectuată la Unitatea Administrativă Teritorială Comunei Slobin, județul Iași. Se constată, 1. Nu s-a asigurat reflectoarea reală și exactă a situației financiare a activităților desfășurate la nivelul unității datorat de A. Neînregistrarea integrală și corectă în conturi distincte a bunurilor patrimoniale aflate în administrarea unităților de învățământ, în paranteză, neînregistrarea unor corpuri de clădiri și terenuri în valoare de 54.370 lei și neevidențierea distinctă a unor bunuri patrimoniale date în administrarea unităților de învățământ în valoare de contabilă de 26.951.500 lei. Și aș da și explicații aici. Este vorba de grădința Sticlăria, care urma recepției nu am primit la nivel de comună, trebuie să primesc profilul de recepție ca să înregistrez în contabilitate. Nu a fost înregistrată în contabilitate de la primărie, că la școală a fost înregistrată. Ei au verificat investițiile acolo și au promovit și la noi dacă nu verificat dacă sunt înregistrate. B. Raportarea în mod eronat a unor plăți restante în valoare de 57.000 lei, în paranteză datorat de achitarea de către unitatea de instituție teritorială unor obligații de plată acumulate la școala din Alții de către antreprenorii de construcții, fără a fi înștiințat furnizorul terțiar de credite. Deci am plătit din contul școlii la începutul anului 2013, 57.000 lei, era o sumă restantă și au fost înștiințați, dar am plătit noi primărie. Ulterior s-au trecut în cheltuielile școlii. Ce? Neînscrierea corectă în situațiile financiare consolidate a tuturor informațiilor în legătură cu operațiunile financiare contabile de la nivelul următorului de terțiar de credite, în paranteză unități de învățământ, fapt ce a condus la neraportarea unor plăți restante, care era trecut la școli generații prea în valoare de 57.000 de lei. Abaterii sunt prezentate detaliat în pagina 8, în procedurile pagina. 2. Punctul 2. Cuprinderea în bugetul de venituri și cheltuieli și efectuarea parțială de plăți la titlul 2 bunuri și servicii pentru realizarea unor investiții. Valoarea abaterilor este fiind estimată la suma de 160.000 lei și este aferentă sumei alocate și plătite în perioada anilor 2008-2009 pentru obiectivul investiții grădinița la 5 săli de clasă, în care 160.000 la grădiniță și 5.000 lei la grupuri sanitare. Deci, ca să înțelegeți dumneavoastră, vă spun de înțelesul tuturor, banii au fost plătiți nu de la investiții, la bunuri și servicii. Ceea ce atât grădinița cât instalația termoficare era prins într-o situație de investiții, trebuie plătit de la investiții. Și s-au plătit diferențe de la bunuri și servicii. O să diazmează și în cazul mai multor și aici am făcut contestații. Că nu s-au dat sub în plus, deci eu stic completarea sumei la valoarea contractului. Dar s-au plătit la bunuri și servicii. Punctul 3. Nerespectarea cadrului legal privind modul de organizare și conducerea evidenței financiar contabile de administrare a patrimoniului și a contractului de achiziții publice de lucrări la Școala Generală Sticlăria, entitate cu personalitate juridică aflată în subordinea unității administrative, în sensul că, 3.1. Reflectarea în evidențele tehnico-operative și în contabilitatea unor bunuri din domeniul public al comunei aflate în administrarea unității de învățământ la o valoare de 489,37.000 lei. 3.2. Nerespectarea prevederilor legale privind organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare legale. 3.3. Nu au fost elaborate și prezentate în structura prevăzută de reglementările legale situațiile financiare astfel încât să asigure cadrul corect în situația de îndemnă consolidate a unității administrative teritoriale a tuturor informațiilor în legătură cu operațiunile financiare contabile de entitate. E vorba că ei au prezentat motivul. Doamna contabilă care este actuală, a fost în concediu medical mai bine jumătate de an, a fost înlocuită de altă companie la Prăcova
ocupanți și majoritatul și noi în situațiile financiare, bilanțurile trimestriale, înțeles că aveam evidență, dar n-am avut să prezentăm la Curtea de Conturi bilanțul lor trimestrial la școli. Deci ei n-au întocmit bilanțul trimestrial ca să dovedim că doar sunt cifrele ale și nu știu ce, dar în baza extrasul de cont a execuției de la trezorii nu s-au făcut erori ca să registreze cifre mai mari sau mai puțări, dar nu au fost bilanțuri prezentate când au fost să se întocmească. Deci la școală trebuie să-i prezinti trimestrial, nu știe bilanțuri și care nu au fost prezentate. Hai că avem o grămadă, stăm aici până... E supunerea controlului financiar preventiv propriu a tuturor proiectelor de operațiuni care fac obiectul acestei activități. În special contracte de achiziții publice. 3.5. Neimplementarea sistemului de management și control intern. Respectiv, în paranteză, comisii de atribuții de neîncredințare și de persoane de interes. 3.6. Neefectuarea inventarierii potrivit reglementării legale. 2. Neinstruirea comisiilor de inventariere, inventarea tuturor activelor corporale și înfițirea și votului de inventarea obligată în fără văzcat, mai din vorba de inventarie. 3.7. Nerespectarea cadrului legal privind modul de administrare a contractului de achiziții publice, de lucrări încheiate, de unitate de învățământ, șederea rezervului de investiții construite cu adresa și în săl de clasă Schifăria cu Răscovinț, construcții grupuri sanitare și fosă septică la Școala de Arte și Mesii Schifăria, și centrala tehnică și instalația de încălzire interioară variate și meserii de cum a spus. Respectiv, elaborarea programe anuale de alegeri. Nu ar trebui să ne spuneți concluzia. Dom'le, din urma controlului s-a stabilit așa. Contabila de la Școala Generală Stiglăria e sancționată cu pentru cele relatate în procesul verbal. Care vrea să vină să mă documenteze eu? Deci, și mă sancționat și contabil, vine de la matare. Că nu spui, că nu să știe, mă, la o jumătate. Are decizie, aici cu... Dar nu e decât un singur contabil. Nu vrem justificări, măi. Eu fac controlul, îi treabă dumneavoastră, nu știu. Am și eu părere. Eu un singur contabil. Poftiți, spui. Pui la fiecare consilier în parte raportă și... Eu n-am spus, dacă îmi permiteți, să dau o întrebare rău. Nu chiar la fiecare, că e mult întotdeauna. Că măcar pe comisii, măcar pe comisii să fie. Vă rog frumos, haideți, domnul Gondor. Pentru că cât credeți că memoria mea, așa și puțin cât mai e, cât o să reține din toată polologia asta, la care nu avem, îmi pare rău, sunt acte oficiale, dar... De aici până la omorând nervii cu asemenea. Și cealaltă care primește primăria, cred că îi pune cu bugetul data viitoare, nu se opuneți. Să avem și câteva materiale, să ne uităm de ele. Vă propun, domnul, mă iertați. Am înțeles, nu, dar e chestie de... Deci, la asta deja s-au făcut contestații și s-au intrat la Camera de Conturi, pentru că e venit înainte la celelalte al noastre. Facem contestații și la nostru convenit acum recent, dar este important să atrage atenția de prezentat în cadrul Consiliului Local. Ele, de exemplu, ăsta al primăriei au venit zilele trecute, da? Pe când să îl prezentăm, să tragem la copiator și când să facem ședință pentru așa ceva. Ori face domnul contabil o sinteză și vă prezint la ședința următoare. Ce sinteză? Eu după sinteză. Dacă e o povestire de Ion Creagă, poți face o sinteză. Dar e și articolul. Atunci știți-l tot. Vă punem cea mai simplă. O puneți pe site-ul, pe pagina de internet a primăriei sau trimiteți prin e-mail la fiecare consilier. Ați dat un click, nu consumați tu și nu consumați tu. Îl punem pe partea din internet a primării. Cum se ar fi? Da. La mine să nu-ți trimiți pe inimă, că e un sufăr de inimă. Hai să luăm. Părerea aia, că nimeni din tot ce se știe acum, nu a făcut, nu a luat bani din buzdarul ăsta și l-a băgat de seama. Nu, nu a făcut hârtiri exacte, nu a făcut o dispoziție din mutare dintr-un cont în altul, dintr-un articol în altul. Nu a făcut. Școala a fost analizată din 2007 încoace. Numai la investiții. La noi a fost la... De către persoane
separată față de cea de la Concilium. Da. Cei doi care au fost analizat și bunuri și servicii la școală. La școală, da. Dar legislație fixe, deci am înțeles cum trebuie viața, nu a fost proces verbal de recepție și nu s-a înregistrat. Sumele de care ceva... Nu, este proces verbal de recepție, dar nu a fost înaintat la contabil pentru a-l înregistra în direcția contabilă. Acolo, este proces, da. Este proces verbal de recepție. Treacă în patrimoniu. Sigur că da. În 2013 am făcut tot ce dar am făcut atunci în timpul lor, la misiune. Deci rămâne da. Dar n-are rost să faceți pentru toată lumea. Celălalt a primit. Aici mai cheltuiți 100.000 de ani mai hârtia pentru... La comisie, e frigul de mine. Sau și te-ați mai aluzat. Ei ați dat un click și ați trimis. Da, dar nu au repat lumea e-mail. Eu n-am e-mail. Auziți, nu. La comisie. Ați prezentat cuiva adresa dumneavoastră de e-mail? Datoria noastră trebuie să prezentăm pe comisie. Să prezentăm pe comisie și facem dumneavoastră. Da. Dar este prea mult de știți. Eu vă spun... Da. Bine. Hai. La divers, vă rog că... Nu, domnul președinte. Aveți încă 3 adrese sau 4, nu știu câteva dată acolo. Eu vă rog să-i prezentați. Cum se termină cu școlile. Da, da, da. Așa, primăria Consiliul Local de Poliție. Având în vedere rezultatea în care are postul de poliție din mediul rural, inclusiv cel de la postul de poliție. Deci ca să nu știți în total, dar știți că ați mai este o solicitare din partea poliției Vârlău, pe care solicită să luăm măsuri și să facem poliție comunitară, locală, la nivel de comun. Și motivează. Că personalul pe care îl am acum în subordine nascobințe puțin, mașina combustibil puțin, multe probleme pe raza comunei și ne roagă să găsim soluții financiare și să demarăm întocmirea documentelor în vederea înființării Poliției Locale Scobinți. Această solicitare a fost trimisă la toate posturile, la toate primăriile din zonă, probabil. Dă și persoane de contact sau cine se poate lua legătura pentru eventuale clarificări, informări. Și după aceea celelalte documente în care le aveți sunt cu școlile prin care trebuie să aprobăm din numerele școlilor și personalitatea. Asta am aprobat-o, domnul primar, în ședința din luna decembrie. Da, am aprobat. Avem dispoziții, hotărâri. Poftim? Mi l-a dat astăzi și le prezint aici, eu le-am prezentat. Dar a fost adresă și înainte? Nu a fost. Dar este venit adresă de la Inspectoratul Școală, domnul Juliu. Hai să vă mai spun o dată, după cum urmează aici la școala primară, profesorul noastră istorică, școala gimnazială Scobinți, Sport 5-5-2-1-3-2, gimnazială Bădin 5-5-2-1-4-4, școala primară numărul Scobinți 5-5-2-1-8-2, primarul numărul 2 Scobinți, 99754, primaria școala primară Zagadia, 5216. Bun. Deci, și spune acolo și ce dorești cu adresa respectivă, ce dorești el la Consiliu? Deci, școala gimnazială Scobinți, școala cu personalitate juridică, solicită aprobarea rețelii școlare pentru anul școlar 2015-2015, după cum urmează. Școala gimnazială Scobinți, da, e ceva vechi. E aceeași treabă. Din coace la... La fel, la sticlărie la fel, e aceeași treabă. La sticlărie la fel. Tot aprobarea rețelii școlare în anul 2014-2015. Deci dacă le o să le trebuiască hotărâre, vom lua hotărâre. Dar eu la adresa lor au lătrat, vă înaintăm hotărârea numărul privind... Corect, da. Înaintez asta eu. Este hotărâre. Este. Iar la ce cu poliția locală, până joi, până luni, vă gândiți, vedeți cum aveți bugetul la fiecare, găsim bani de undeva, părerea mea este că ar fi bine să înființăm, cum ar să găsim resursa financiară. Sau măcar să începem demararea tuturor documentelor și, dacă nu, luna asta, partea a doua anului, să începem cu activitate cu poliție locală. Avem o adresă aici, o adresă. Am stat de vorbă cu domnul primar de la teren și el a spus că demarează această operațiune, dar... Domnul Mihai. Are buget destul de frumușel.
primul rând are suprafața dublă și ceva față de comuna noastră. Deci noi avem 7108, dumnealor au peste 14.000, aproape 15.000 de kilometri, 15.000 de hectare. La numărul de populație la fel stau mai bine. Da, o să vedem. Am analizat și posibilitatea de a ne asocia cu Hârlău, terenii, cepele și apotnare. O să ne întâlnim primarii din zonă și o să stăm de vorbă, vedem ce putem face și cea mai bună, dar nu știu cât de eficientă și dacă este și legală. De vorbă. Da. Acolo e desemnarea unui consilier județean care răspunde de comuna Scobinți. Spuneți cine este? La noi sunt doi consilieri care răspund de comuna Scobinți. Domnul Cristi Stanciu din partea PSD și domnul Urcaciu Lorin din partea PNL. A cine e Cristi Stanciu? E băietul Stanciu. Și Lorin? Florin Urcaciu din Hârlău. Urcaciu, oameni, e din... Acum e director la ADSR. Da. Și consilier județean. Dar deloc se trage din Hârlău. Da. Domnul comandant vrea să... Să nu mă fie contat. Deci, cu aia, cu poliția, v-a spus domnul primar, până la ședința... Dar la aceeași temă vrea să vorbească și domnul comandant. Și vreau să vă spun cu poliția locală, având în vedere numărul de lucrători la post, șase ca să mai dea lucrători nu există. Nu o să fie niciodată numărul de lucrători la post, că nu sunt fonduri și nu sunt la nivel de ministerul de zără. Era trebuit ciodată în județ, la fiecare an când face repartizările, nefiind școli de poliție în zona Moldovei, sunt ori din Cluj, ori de la Câmpina. 80% 90% din care au venit, au venit din satul mare, Cluj, din Olteria, Malodori, toți pleacă în zona aia. Stă, face perioada de tutienă și n-a fost. Nu l-a dat pleacă. De-aia vine poliția locală. Poliția locală are multe avantajuri. Deci are voi pe anumite articole din legea circulației, pe ordine publică, pe fond funciar, pe încasare de bani. Pot și amenzi din casieză, la fel că merge în multe ori cere sprijinul la primărie, când merg în casieză la unități, bani, agenții fiscale. Sunt care nu plătesc, sau mai violesc, merge noi. Noi ne fiind câte trei lucrători, nu prea avem cum merge. Poliția local are competență să meargă, are competență de amenzi la 61, are competență de amenzi pe economic, are competență să dea amenzi la dispoziția la hotărâri Consiliul Local. Deci, Consiliul Local dă pe anumite, puteți avea sancțiuni la anumite articole. Deci, la hotărâri, domne, pentru că știu, pentru, sau orice. Unde aveți competență, ei apoi se încasează. Pe linii ori de s-a plis, dar da, nevoie să aveți sancțiuni. Sunt probleme în primărie, că mai vine oameni, îi mulțumesc. Mă sunt o primar, doar trebuie cu cineva. Suntem de multe ori, sunt singur la post. Două joameni sunt postului. Dă-i afară pe amintele la post. Nemulțumesc, nu a fost niciodată. Care vine, da, scandal, da, nebun. Doamna femeia asta, nu. Nu vreau să dau lumea acum, nu. Da, mie? Da, mie. Da, ăștia care... Eu fiind singurul colegi, este ca pierdut cu alte probleme. Așa trebuie să merg eu. O oameni la post când trec, nu-i pot afar din post, supără. Domnule, dar ce mă dai afară? Sau trebuia locul la post aici. E linii fond funciar, au competență și ei. Știți foarte bine că la majoritatea măsurătorilor nu trebuie să merge și poliția. Nu merge poliția, este scandal. Sper că merge o zi la o măsurătoare, când sper de o zi. Deci în poliție se zonă, este lucru de activitate. Așa fiind poliția local, poate să meargă el să însoțească. Care are competență și măsuri. Intră în vigoare la 1 februarie noi nicoduri. O să fie foarte mult muncă pentru noi, nu o să mai avem timp din și mergeți pe câmpia asta. Se schimbă procedura, alte proceduri, deci o să fie mult mai complicat la cercetări. Și în poliție locală ne prea ei multe atribuțiile noastre. Se face noapte acțiuni. Noi nu putem să ieșim toți trei. Ca a doua zi dimineața, cine mai vine la serviciu? Sau la intervenție la ceva, că se meargă noi. Fiind așa, poate să meargă un polițist la post, cu poliția națională cum suntem noi și cu un polițist local. Și face fiecare țară pe rotație. Are competențe multe, de asta e foarte bine să vizitez poliția locală. Când sunt parte ajutoare, bani care se dă la Uniunea Europeană sau bani la primării salarii, se îmbulzesc aici, trebuie să ne mai sună la primării, domnul veniți că se îmbulzesc și lumea, ca oriși unii în țară. Fiind poliția locală, are competențe, el se ia măsuri să asigură ordine aici. Și de eu zic că ar fi bine să găsi posibilitatea ca să înființeze
cel puțin măcar, deci nu e voi ca la alte comuni, cu direct trebuie să-i fac 4-5 angajați o să aibă, măcar 3 să fie. Propunerea dumneavoastră nu am înțeles, la nivelul executiv, o să caute sursa financiară, pentru că nu putem stabili că să fie cealaltă de la magazin sau o populație să participe fondurile. Oamenii ăștia atât timp cât trebuie să-l îmbraci, trebuie să-i asiguri salat, trebuie să-i asiguri mașină, că degeaba l-ai îmbrăcat, degeaba e dar armă la aici, dacă îl ții, se meargă pe jos. Pe jos tare trebuie să facă o zi dacă duci până la scădăria și o zi la Zagabia. Trebuie asigurat și minul de transport. Nu, dar asigurat minul de transport. Și trebuie căutată sursa financiară. Dar noi am mai fost o încercare de poliție locală, acum câțiva ani au fost. Dacă îți făcut un calcul la costumații, salar, motorină, tot și trebuie să pui la dispoziția unui om ca să-ți facă servici, să-ți acoperi toate ce se întâmplă în comună, trebuie să-și dai. Bun, dar nu este obligatoriu ca prima fază să cumperi toate. Practic, ținută o cumperi o dată, nu cumperi toate, să-ți zici ori piață, ori fiecare ea. Este clar. Poliția locală. În primul rând, el trebuie să aibă un aspect din poliție locală, îmbrăcat, costumat, dotat. Păi cum, am scoți haine civilă și îi dai un banderol și poliția locală nu scoate. Trebuie să fim... În primul rând, nu vreau să discutăm. Ținuta să cumpără o dată, nu vreau să găsesc un studiu. Ați face de la fi 1, 2, ați fi 3, cât s-a putin, dar nu scoate, nu puteți să aveți nimic. Atât, mulțumim. O să vă informăm. Dați-mi voie să vă prezint în care, și după aceea, propun ca diversele să discutăm luni, că ești așa târziu. Deci, în luna decembrie sau noiembrie, nu mai rețin, s-a aprobat master planul pentru drumuri județene și comunale ale județului Iași. Îl am aici în față, o să vă fac copii și o să vă dau și dumneavoastră să îl aveți. Vestea bună pentru noi este că drumul care traversează comuna noastră de la Ceplenița și până la Sirețel, drumul județean care trece și prin fața primăriei noastre, este prioritatea numărul 1 a acestui master plan. Deci, vor face, este principala axă de transport declarată prioritară și vine, vă spun traseul imediat, deci axa 1, reabilitare și modernizare infrastructurii interioare județene, pe DG-282, DG-281B, DG-281D, DG-281 pe traseul Iași, Măvilen, Grobnița, Coane, Capri, Belcești, Scobiți, Rețel, Lespens. Și aici detalează traseul. Deci are 94 de kilometri. DG-282, Iași, Breazul, Horlești, Larga Jiji, Măvilen, Potângeni, Mălăiești, Forăști, Grobnița, Bulbucani, DG-281D, Bulbucani, Focuri, Coarnele Caprei, DG-281B, Coarnele Caprei, Belcești, DG-281, Belcești, Hodra, Iosupeni, Bahlui, Ceplenița, Bădeni, Scobiți, Fetești, Sticăria, Slobozia, Sirețel, Lespes. Comunitatea are 56.559 de locuitori, 11 comune, cost per 862,8 euro. Deci, da, bugetul estimat 48,8 milioane de euro. Sunt mai multe posibilități financiare. Cel mai important lucru este că a fost declarat axa prioritară. Se va încerca cu fonduri europene în următorul buget 2014-2020. Nu se va putea obține aceste fonduri, se vor merge pe împrumut bancar sau dacă nici asta nu se va putea face, se va merge inclusiv pe parteneriat public-privat. Dar cred că cea mai bună soluție o să fie asta cu fondurile europene, pentru că din criteriile pe care le-am auzit în vederea finanțării drumurilor județene, acest drum, întâlnește, are criterii foarte bune și ar putea obține punctaj maxim ca să poată lua finanțare. Deci, este un lucru bun.
Bine, o să spuneți și normal ca toți cetățenii care încă suportă disconfortul transportului praf, tonaj greu, zgomot, la grup nu mai e cazul că noi îl întreținem și încercăm să facem cât mai viabil, dar acest disconfort, dacă dă Dumnezeu și va fi obținut finanțare și se va executa lucrările, cred eu că undeva prin 2018 cel târziu să scăpăm de... mă refer de la A la Z. Nu, poate noi scăpăm mai devreme, alții mai târziu și așa mai departe. Da, mulțumesc, domnul Gigi. Mulțumesc, atâta. Privind la investițiile astea care se vor face pe 2014, se zice pe raza comunistului, în filmul meu, ar putea face o magistrală de gaz care să transdeze capătul intrarea statului Bădem până la ieșire. Ca lumea care dorește să se înțepe, să-și tragă gaz acasă, nu fac o cheltuială foarte mare, pentru că, după cum știți, ca să poți să tragi gaz, prețurile sunt foarte, foarte mari. Era doilea lucru care vreau să ridic acum, părintele de la Rediu, vă rog dumneavoastră, pe cei care l-ați prezentat, dă lumez în Consiliu, să-l susține, să pentru că a venit iarna și să vedem, poate găsim o soluție, să ajutăm ca să poată biserică, doar că ar putea. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Domnilor consilieri, facem luni, pentru că uitați în altă pare. Găsând domnul primar o soluție pentru satul Bădem cu gazul? Primar are, știi, la și... Dar noi aveam bugetul și am vedeți ce sume sunt acolo. Deci acolo. Nu sigur că da, eu... Și inclusiv cu părintele, de la propunere. Aceste... Eu de ceva am pus problema acum. Până luni, dumneavoastră sunt specialist în economie, chiar profesor în economie. Domnul contabil aici, de față, puteți să găsiți soluții, așa? Și dacă facem magistrală... Pentru că nu stau nici la mine, nu stau nici la mine. Dar știi că eu... În funcție de banii care vin, trebuie să înțelegi, ca să înțelegi. Eu nu sunt de acord. Sunt de acord cu toate. Da, de ce m-am gândit la chestia? Nu puteți spune noi, s-a venit, dăm 3 miliarde, dar nu puteam 3 miliarde. Domnul, domnul, de domnul Mihai, ce zici m-am gândit la chestia asta, că s-ar putea ca producția ce este superat. Așa, da, mulțumim frumos pentru ședință. Dacă se face drumul, poate trebuie să se facă. Auzi? Ei, nu o se face, nu trebuie să se facă. Gata, da?